Este bună pentru comercianți, în curând aceștia nu vor mai fi nevoiți să care după ei terminalele de plată la târguri și expoziții, pentru că în curând va fi lansat sistemul de plăți instant și pentru mediul de afaceri. Asta înseamnă că clienții vor putea plăti pentru mărfuri și servicii doar scanând cu telefonul un cod QR. Pe lângă faptul că sunt mult mai comode, plățile instant înseamnă comisioane mult mai mici și acces imediat la banii transferați. Noul instrument de plăți pentru comercianți este dezvoltat în baza sistemului Instant Mia, lansat de Banca Națională în luna martie pentru persoanele fizice, iar până la sfârșitul acestei luni, câteva companii private urmează să lanseze un astfel de serviciu și pentru comercianți. Prima modalitate va fi plata prin intermediul unui cod QR. Atunci când cetățeanul va merge la un comerciant și va dori să facă achitarea, va scana un QR cod care va fi prezentat de către comerciant, și plata va fi făcută cu disponibilitatea banilor în timp de câteva secunde. O altă modalitate este transmiterea unei solicitări de plată clientului. Clientul va deschide aplicația sa financiară și va vedea o solicitare de plată din partea comerciantului, va da click pe acceptă plata și plata va fi făcută. Antreprenorii spun că vor simți cel mai mult comoditatea sistemului instant de plăți atunci când participă la târguri și expoziții. Fiind în târguri, avem nevoie de terminale de plată ca să putem să tranzacționăm produsul. Acum acest lucru se va întâmpla mult mai ușor cu ajutorul unui telefon mobil și practic lucrurile se simplifică și pentru cumpărător și pentru antreprenor și partea cea mai bună e că totul este la suprafață, fiscal vorbind așa, suntem cumva în deplină legalitate. Noile instrumente vor fi disponibile tuturor deținătorilor de conturi de plăți la prestatorii de servicii de plată bancari și nebancari din Moldova, inclusiv în comerțul online. Respectiv, clientul nu va mai avea nevoie să introducă datele cardului, ci doar să scaneze codul QR. Asta înseamnă mai multă comoditate pentru toți, iar pentru clienți și siguranța mijloacelor financiare. În plus, comercianții mici vor avea parte de comisioane mult mai mici decât în sistemul de plăți tradițional, cu terminalul de plată, dar și accesul imediat la banii plătiți de client. Reprezentanții BNM susțin că odată cu sistemul de plăți instant pentru mediul de afaceri, vor fi lansate servicii noi și pentru persoanele fizice. În perioada imediat următoare, noi se implementează Me2Me, transferul de la persoană. Aceeași persoană care are diferite conturi, una din factori, doi, o să poate fi achitat prin QR, adică din aplicația mobilă a unei prestatori să-și de plată banc, prestatori nebancar, o să poată genera un QR și prin intermediul QR poți să achiți. Respectiv, dacă poți genera, poți și citi QR-ul și achita plăți. Sistemul de plăți instant MIA, dezvoltat de Banca Națională a Moldovei, a fost lansat cu sprijinul USAID în luna martie curent. La prima etapă, acesta a oferit posibilitatea doar persoanelor fizice să efectueze transferuri bănești în baza numărului de telefon mobil, fără comisioane bancare, la sume mai mici de 10.000 de lei. La doar 4 luni de la lansare, peste 200.000 de persoane efectuează plăți prin sistemul MIA.